Salutare, jucăilor! Eu sunt Cocomin și bine v-am regăsit la un episod din seria noastră de rol pe Dumnezeu. Ei bine, jucăilor, înainte de a începe acest minunat episod, v-aș ruga tare, tare mult să apăsați acolo butonajul de subscribe, pentru că foarte mulți dintre voi, cei care urmăriți episoadele, nu sunteți încă abonați la acest minunat canal de YouTube. Și bineînțeles, dacă aveți vreo nelămurire sau vreo problemă, nu ezitați chiar acum să apăsați butonajul de follow la pagina de Instagram din stânga jos, pentru că acolo, dacă lăsați un mesaj, eu o să vă răspund într-un timp cât mai scurt, așa că haideți acolo un număr cât mai mare și noi să trecem la episod. După cum puteți vedea, jupăinilor, suntem cu Fordul, suntem cu tractorul Ford, din câte se vede, costă albastru. Avem aici pe spate semănătoarea, am venit bineînțeles de la semănat pentru că altfel nu se putea. Și acum o să mergem direct la deal la stână pentru că, ia să mergem noi ușor, ușor, pentru că acolo la deal la stână o să luăm bineînțeles un tractor. Ce tractor? Ei bine, o să luăm UTB-ul albastru, pe care vi l-am promis că o să-l punem în episoadele viitoare. Ăla albastru pe lanțuri, al lui Nea Grigore, dacă îl țineți minte bine de acum câteva episoade. Pentru că am promis la 300 de like-uri strânse, o să-l băgăm într-un episod viitor. Și mai degrabă zis, o să-l băgăm la pădure, ce o să mai lungesc atât, dacă la pădure o să mergem astăzi. Așa că haideți acolo cu un mare like dacă vreți să vedeți... bineînțeles, mai multe episoade din acest gen. Un subscribe, bineînțeles, să ne strângem peste 30.000 de jupâni. Ar fi o sumă colosală, așa că haideți acolo în forță, bineînțeles. Și noi să mergem, bineînțeles, direct la stână, pentru că o să luăm tractorul, bineînțeles. O să luăm troiul ăla, taifunul ăla de tras bușteni. Și o să luăm și o remorcă, bineînțeles. O să luăm ambele utilaje, pentru că avem nevoie. La momentul actual se mai află două echipe de la Rom Silva în pădure la mine pe acolo. Pentru că, bineînțeles, m-au rugat băieții, mi-au zis dinainte că o să se ducă și mi-au cerut permisiunea. Adică nu așa ca cei de data trecută din episodul trecut, când au venit la furat. Deja au prins toți făptașii și poliția și abia o zi a trecut, ce să mai. Abia o zi și i-au prins pe toți. Deja eu i-am dat declarațiile care trebuiau, de acum legea o să-și facă treaba până în pânzele albe, ce să mai. Acum, noi o să mergem în pădure, bineînțeles, la noi, pentru că vreau să văd și eu care mai e treaba pe acolo. Așa că haideți să parcăm și noi Ford-ul pe aici, repejor, nici nu știu cum să-l las, bă, să-l las pe aici. Hai că-l las aici pentru că nu mă încurcă, pentru că oricum o să luăm remorcuța asta. Să ne dăm jos, bineînțeles, și să mergem direct să luăm tractorelul, pentru că asta e și era așteptarea, bineînțeles. Ia uitați, să ne urcăm, drujba am la mine, toate pline, ulei, benzină, tot, ca la car de așa, țac, țac, pac, cum e și normal. Și haideți să luăm taifunul din față de aici, ia uitați-l la roșu, pentru că cu el o să tragem buștenii. Dacă e nevoie și cu siguranță o să fie nevoie, pentru că vă dați seama la... ce bușteni o să cărăm noi cu tractorul ăsta. Chiar sunt curios cum o să se manifeste tractorul la tras. Ia să ne dăm jos. Pam, cuplăm aici, cuplăm tot. Și să ne urcăm înapoi în tractorul. Acum hai să mergem la remorcă, să o luăm, pentru că avem aici cârlig la taifun și putem cupla, bineînțeles, remorca. Ia să vedem. Mai în față, imediat. Asta, cu țepușe, cu tot. Bineînțeles, lemnele buștenii o să le tăiem într-o oarecare măsură ca să încap în remorcă. Ia să vedem, un pic în spate, cred că e ok așa, nu? Eu zic că e bine. Atâta, perfect. Bun, am cuplat aici și remorcuța la taifun. Acum să mergem direct în treaba noastră și să vedem la pădure acolo care mai e mișcarea. Bineînțeles că n-a mai fost de ceva timp în pădure la mine să tai lemne, după cum știți și voi. Hai mă, că stă bine cuplată remorca, nu? Hai că stă ok. Bun. Și să mergem, bineînțeles, la pădure. Să vedem acolo ce bușteni. O să luăm bușteni de aia mai mari, bineînțeles. Că eu cu de aia mari mă preocup așa în mare parte. Și da, după cum știți, am probat acum ceva timp tractoarele a Fiat Agriu și cu Fendul Nea Marcelică. Sunt pe cale, mă gândesc să iau un Fiat Agri și eu aici în fermă, dar o să trebuiască să vând Ford-ul, bineînțeles. Cred că o să-l vând pentru că după aia prea multe tractoare o să am. Ford-ul și-a făcut treaba, da, am mers cu el, am mers pe câmpuri, am mers colo. Dar o să trebuiască să, bineînțeles, să facem o mică schimbare. Pe lângă asta o să vindem John Deere-ul ăla vechi.
Nu ăla cu încărcător frontal, că de ăla o să am nevoie, de aia nici nu-l vând. O să vând John Deere-ul ăla vechi cu ăla mai, un pic mai mare, ăla care chiar e mărișor. Pentru că sunt prea multe, am multe tractoare deja și John Deere-ul are multe ore de funcționare, că l-am de ceva timp, nu l-am chiar de... Na, are mai mult de un an și are destul de mult oricum. O să-l vând și pe ăla pentru că trebuie să facem așa un mic inventar și la utilaje, să zic așa, și o să țin doar, bine, o să țin doar tractoarele care îmi convin mie și care îmi aduc bani, care îmi plac, una la mână, care îmi placă, dacă nu îmi plac, nu îl țin, vă dați seama. O să-mi iau un Fiat Agri, un UTB o să vând și s-ar putea să-l dau la schimb pe altceva, dar o să vedem, ușor cu ușor, bineînțeles, face treaba, că nu merge totul deodată, că vorba aia, graba strică treaba, nu? Așa că acum mergem astăzi, lejer mergem la pădure, bineînțeles, lăsați acolo un mare like, bineînțeles, pentru că mă ajută foarte, foarte mult, și un subscribe. Chiar acum, dacă apăsați, bineînțeles, pe butonajul de subscribe, o grămadă ne vom strânge aici pe canal, așa că haideți acolo în forță să nu pierdeți cele mai tare episoade, bineînțeles, de roleplay, aici le găsiți. Acum noi să ne continuăm drumul, traseul, hai că mai avem un pic și, aude, că s-au dărâmat treburile astea pe care le-am pus acum noi, că am zis că pun ceva așa mai reflectorizant, că aveam chestiile alea, ghivecele alea cu flori, cu pământ, cu tot, erau într-adevăr grele, erau bine de parapet, dar am zis, băi, trebuie să pun ceva reflectorizant, că noaptea, na, e mai nasol. Acum să vedem, și pe aici trebuie să mai fac o îmbunătățire, uitați, tot așa, pun ceva mai reflectorizant, că până la urmă e șină de tren și na. Aici cel mai mult mă bucură că am rezolvat treaba asta, nu mai este curbă aia mare de 90 de grade, acum e doar o curbă mai mică. Aute ML-ul meu cum stă băiatul aici, n-are treabă, furia neagră zic eu. Și, da, după cum vă ziceam, mai sunt câteva echipe pe acolo prin pădure. Bine, ei își fac treaba lor, noi facem treaba noastră, că până la urmă eu mă duc în pădure la mine, nu mă duc în pădure la altcineva. Așa că pot să intru să tai lemne și la 3 noapte dacă vreau. Și, oricum, dacă vreau eu, mă duc să tai lemne la 12 noaptea, că asta este. Bun, pe aici, ia să vedem, pe la intrare s-au mai luat, că e ok pe aici. Bun, să mergem unde? Tot aici în dreapta, unde, uite că sunt băieții pe aici, pe zonă, văd că. Da, n-au ei treabă, oricum nu pe-i cunosc, așa că na. Bun, ne dăm jos acum, să oprim tractorelul, aici avem Typhoon, avem pe mama tot. Și unde să mergem să tăiem și noi niște buștene așa mai jmecheroși. Ia să vedem pe care și pe cum să-i tăiem, nici nu știu pe care, uite pe ăsta. Ăsta e mare de tot. Numai că o să-l tai și o să trebuiască și pe ăsta să-l trag un pic, dar nu-i problemă. Nu-i problemă, că dacă e problemă, nu-i bine. Așa că mai bine tăiem noi aici frumos, liniștiți. Uitați, bușteanul ăsta s-ar putea să cadă în partea dreaptă. Sau, da, în partea dreaptă, dar în față sper să nu cadă, că... Sper să nu cadă, pur și simplu. Ea nu cade în nicio parte, a? N-are nici pe dreacu, n-are. Bă, uite, o să cadă în dreapta acum, fii atent. Hai, bobiță, hai. Rupe-te, hai mă, nu vrei? Hai că cade el, cade cam greu, dar nu știu de ce. Ia să-i metem aici o bucată, ar trebui acum să cadă, dă-l în mama lui, că până la urmă cât se ține și pe trunchiul ăsta. Fii atent că nu vrea să cadă. Dar dacă facem noi în felul următor și luăm treaba asta, ia uite cum cade acum, ho, s-a dus, tocmai la naiba încolo, fii atent. Hai, s-a dus, ce să mai... Am să-l tăiem crengile, bineînțeles, să-i tăiem crengile cu drujba asta, asta e un pic mai așa, taie mai bine crengile, am observat, acum eu știu, poate mă înșel eu. Dar acum, bineînțeles, să-l tăiem bușteni și o să-l tăiem până acolo, la vale, la remorcă. Ia să vedem, facem o treabă aici, bineînțeles, pac, odată. Așa, acum o să-l tăiem, bineînțeles, în vreo... Bă, nu știu, 3 bucăți, o să tăiem buștenii, o să-i tăiem părțile alea mai mari, ia să vedem ca să-l putem tări cu troliul. Cred că o să-l tăiem, ia să vedem, stai așa că facem o șmecherie. Punem aici o dată așa, la vreo 7 metri, 8, hai că e ok așa, 7,8 metri, o dată, bun. Mai tăiem o dată la 7,8, ia să vedem. Aud, perfect așa.
Și restul, nu știu dacă... Hai, cătem și pe restul, bineînțeles. Ia să vedem, tot la fel, 7, mediu, uite, așa, hai că s-a nemerit, ok. Bun, hai că ne-am băgat și aici. Și ăsta îl lăsăm deocamdată aici, că, da, avem nevoie doar de bușteni mai mărișori. Am să mergem cu tractorul să venim, bineînțeles, și să, hop, să lăsăm remurcuța aici. Ia să decuplăm. Ne urcăm în tractor, îl pornim și hai să mergem acolo, bineînțeles, să vedem ce putem face noi cu taifunul ăsta, dacă e bun de ceva sau nu. Da, să vedem acum tractorul dacă e bun sau nu. Da, tractorul trage de-l încolo, că vă dați seama, până la urmă e tractor de... A, uitați-vă și voi cum arată tractorul ăsta pe lanțuri, adică dacă nici ăsta nu mai e de pădure, înseamnă că nu-s eu tăietor de lemne. Bun, lăsăm jos treburile astea. Dar nu știu cum să fac. Așa, să cuplez. Atâta, perfect. Cuplez o dată de aici, bam, o dată de aici, bam. Îl trag un pic în față, nu? Sau cum să fac? Da, îl trag un pic. Ridic de fapt de sus, de fapt nu mai ridic nimic, că îl trag așa direct. Așa, și o să trebuiască să mai tragem și treburile astea la alte. Ia fiți atenți. Stați așa că ne dăm jos acum. Pe astea o să... La astea o să le dăm drumul. Acum, o să-l tragem pe ăsta. Dar nu știu cum naiba să-l trag din partea asta la altă. Să nu-l dărâme pe celălalt, că dacă l-a dărâmat, iarăși nu-i bine. Ia să vedem, dacă-l tragem... hai că e perfect tras așa. Bun, atunci mă dau eu mai în spate, ca să-l leg de mai în spate. Ia să vedeți, fiți atenți ce șmecherie facem noi acum. De n-a văzut... De n-a văzut Parisul. Ia, atâta, bun. Perfect, ridicăm acum un pic, că... Da, mai trebuie ridicată. Îl dăm un pic mai în față acum și bineînțeles ia apucăm pe toți trei deodată ca să facem o treabă bună ca la carte. Ia uitați, acum i-am adus pe toți în aceeași poziție cât de cât. Bam, bam, i-am băgat și i-am legat. Ia fi atent. Păi dacă nici eu nu mai știu să fac treabă bună, înseamnă că nu sunt eu. Înseamnă că nu sunt eu meseriaș, nu? Ia uite-te acum, parcă e altă treabă, nu? Parcă duce altfel lemnele. Ăsta cum îi spune... Tractorul, fii atent, altă treabă, nu? Ia uite mă că trage și în deal, ce vorbești mă, că uite mă pot băga peste tot cu tractorul ăsta. Și n-are nici pe dreacu, ia uite-l. Păi pot să mă și întorc, pot să fac și piruete cu el pe aici. Păi trage dreacul ăsta de tractor dacă nu... Hai băi, trage bă, merită acolo un like, eu zic că merită. Eu zic că merită... O grămadă de like-uri, na, peste, să strângem jupânilor la episodul de astăzi peste 400 de like-uri. Eu zic că se poate peste 400 de like-uri, așa că haideți acolo, fiecare acum apăsați butonajul de like, să strângem peste 400 de like-uri, pentru că la 400 de like-uri o să ne băgăm. Deci o să mă risc, dar o să mă bag cu tractorul, cred că printr-o... o să găsesc pe aici vreo mocirlă și o să mă bag printr-o mocirlă cu tractorul, să vedem pe ploaie la pădure, să vedem cum o să meargă. O să mă risc un pic, dar dacă strângem 400 de like-uri, o să mă bag. Așa că haideți acolo în forță, bineînțeles, dacă vreți episod de acest gen. Acum hai să le tăiem, bineînțeles, să vedem, nici nu știu ce mărime avem aici, că am și uitat. Ia să vedem, stai, nici chiar așa, bam. Stai mă, stai așa un pic, mai măsor o dată, nu? 3-4 metri maxim. Da, să vedem, tăiem la 4 metri maxim atunci, bam. Taci, ăta, 4 metri 4-0-6, e un pic mai mult, dar hai că e acceptabil. Aici cât mai avem în partea stângă? Au mai rămas 4, cred că că mai și bâlbâi. Eu zic că au mai rămas 4, nu? Wow, perfect, bun. Înseamnă că toți trebuie să-i tai de la jumate în mare parte. Nici chiar, uite... Uleu, mamă. Bă, uite ce mă enervează treburile astea. Așa. Cu ruleta mamei de ruletă. Bun, o dată așa și cred că a mai rămas tot la fel, cam aceeași mărime. Da, aproximativ. Bun, acum mai avem încă unul, care ăsta de fapt tot la fel, e tăiat, cred că la 8 metri. Dar de fapt da, mă, că i-am tăiat, bă, uite bă ce. Uite că nu m-am gândit, că doar pe toți i-am tăiat la 7,8 metri pe acolo în felul ăsta. Da, mă, și uite că nici nu m-am gândit. Bă, bălău. Da, bun, acum hai să-i luăm pe umăr și să îi încărcăm, că ce naiba să-i faci, că sunt mari, sunt grei, ca naiba. Ia uite, trebuie să-i bagi până la... tată, pău, faci figuri? Faci figuri cu mine? Stai acolo. Atât. Ia să luăm pe ăsta la altul. Asta e fratele mai mare, fratele geamăn. Și
și ăsta e mare, îndraci. E greu, băi, sunt grei, într-adevăr. La pădure nu e ușor. Cine zice că e ușor la pădure, nu e ușor, vă zic eu că... Bă, e greuț, că... Ia uite cât ai de... Cât ai de îndurat și la pădure. Adică trebuie să te bagi aici, să na. Nu-i chiar așa de simplu. Ia să luăm și bușteanul ăsta, să luăm... Nu știu cum să-l pun, să-l... Ăsta mi se pare mai lung, băi, să nu... Așa, hai că de încăpul, bă, că... În cap el, dar mai greu. Hai că-i pun așa, nu contează. Bun, să-l iau și pe ăsta, hop, sus și... Aude, și ăsta-i dita mai iaurul de buștean. Hai că l-am pus acolo, ăsta văd că merge. Îl luăm și pe ăsta și să-l punem, să-l punem sus, bineînțeles. Pam, ata, hai că l-am pus și pe ăsta, mai luăm și pe lângă unul. Să vedem. Ia, cu ăsta merge bine? Ok, ok, nu? Perfect, perfect. Bă, iar mai merge niște lemne pe remorcă, să vă zic sincer. Nu știu de unde să mai iau eu. Ia să mă uit eu în partea asta la altă, dacă mai avem niște copăcei așa de sezon, bineînțeles. Ia să vedem pe aici. Nu, 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 uită-l pe... Ăsta nu, că e cam mititel. Ăsta ar merge și cu care ar mai merge? Ia să vedem. O să facem în felul următor, dacă nu... stai mă să mă uit mai acolo prin... nu știu, hai că îl luăm pe ăsta, că... Sau pe care să-l iau, mă, că nici nu știu pe care să-l iau, pe care să-l târice, pe care să nu-l târi. Hai că-l tăiem pe ăsta oare, dar nu-i din același soi. Stai așa, să mă uit pe aici ce copaci mai sunt. Mare parte ăștia sunt. Deci, hai că o să luăm noi unul, să tăiem unul de aici. Ăsta e cam stufos, cam mare. Trebuie unul mai mititel ca să fie treaba bună și o să-l tăiem în două și-l târim. Ia să vedem. Ăsta e ok. Eu zic că ăsta e bun. Ia să vedem. În ăsta intră drujba ca în brânză. Uitați-vă și voi. Cade, zici că cade pe viață. Puc! Hai că s-a bușit un pic. Îl curățăm frumos aici de crengile astea pe care le are. Hai, tata. Așa, o să-l dăm tot așa la 8 metri. Cam așa, maxim. O să rămână niște surcele pe aici, dar... Asta e, uite, că de aici se subțiază, așa că n-are... O să le mai lăsăm pentru căruța și ăștia care mai vin. Ia să vedem. Totuși îl curăț pe tot și tai și vârful așa. Bun, haideți să-l tăiem din partea aia alaltă acum. Ia să vedem noi. La 8 metri am zis, cred că două bucăți o să iau de data asta. Pam! Ne băgăm la 8 metri după cum v-am spus. Așa, perfect. Uite, 7,93. Hai că-i bine măsurarea. Așa. 7,89 dată. Și a mai rămas ceva. A mai rămas destul. Hai că îl iau și pe ăsta dacă tot așa. Tot așa, la un 8 metri, nu? Stai așa un pic. 7,82. Hai că e ok. Bun, hai acum să văd cum îi bag cu lama pe jetul ăla. Fel am să-i trag eu în jmechiria mea. Așa că să ne urcăm în tractorel. Pac, ne-am urcat. Ne ducem direct acolo la treabă și... Să vedem, cred că tot în felul ăsta o să-i aranjez și o să-i pun unul lângă altul. Vă uitată. Dacă era să bușesc tirul pe aici. Ia să vedem. Îi luăm pe ăștia, bineînțeles, pe ăștia mai mari mai întâi. Ăștia sunt barosanii. Un pic îi dăm un pic mai în spate așa ca să fie treaba cum trebuie. Pam, stai. Pam, hai mă. Stai mă, ce are? Are dragi pe el, ce are? Pam și bam, gata. Hai că i-am agățat pe ăștia. Îi tragem frumos un pic mai în față. Hai, tată, nu vrei? Mai greu? E, uite că pe ăștia nu prea am cum să iau, că s-au agățat cam aiurea, să vă zic sincer. Cam prea deodată i-am luat. Ia să facem noi în felul următor. O să tragem noi un pic tractorelul mai în față și să vedem acum. Cred că acum eu zic că o iau, băieți. Ia, fiți atenți. Pam și bam. Uitați-vă un pic să vedeți acum. Cred că se împacă ei cumva. Hai că cumva trebuie să iasă de acolo. E, am dat peste cauciucurile la băieți acolo un pic, dar eu zic că nu-i problemă. Nu-i problemă de război. Și da, ce să mai, acum să încărcăm, nu? Și să mergem direct la... Mergem direct la stână, ce să mai. Dar de fapt să-i tăiem mai întâi. Hai că o să lași motorul pornit, că nu o să dureze foarte mult. Hai că descărcat, i-am descărcat. Îi tăiem de la 4 metri, adică cam de la jumate. Ia să vedem. Așa, odată. Hai că îl tăiem de aici. Bam! Hai că pe ăștia îi aruncă repejor în ăsta, cum îi spune, în tractorel. Ia să-l tăiem și pe ăsta tot la fel. Pac! 4 metri, i-am setat aici. Hai, stai așa. Hai, tată.
Au, ce taie drujbanul ăsta, n-are treabă el. Bun, am, luăm și să-l încărcăm. O, tata, unde te-ai dus? Așa, te iau, hai mă. Nu vrea mă să stea deloc. Ce are? Are dragi pe el, ce are? Bun, ia să-l punem noi frumos aici în remorcuță. Îi luăm pe toți așa repejor. Uite, ăsta are dragi pe el, care de aia, cum îi spune, creangă. Bun, l-am luat și pe ăsta. Fac tot la fel, îl iau pe umăr, îl arunc pe ăsta, că e mai ușor, bineînțeles, ăsta e alt soi. Și... uite, uite ce... O, tata, ăla s-a dus la mama dracului, unde s-a dus? Stai așa ușor, tu faci figuri cu mine aici, stai... O, uite, uite unde s-a dus. O, că ăsta are dragi pe el, serios, de... Eu zic că ăsta are ceva cu mine, de nu vrea să stea. Are ceva personal. Ia, uite, acum trebuie să stea. Hai, tata, aici. Bun. Hai, că mai avem un buștean și am terminat și pe ăsta. Hop și sus. Gata. Ia uite. Ia uite cum stau băieții aici. Frumos aici, frumos în remorcuță. Ia să ne urcăm și noi în tractorel, să mergem să cuplăm aici remorca. Pam, pam. Ia să vedem. Ah, tata, mai în față un pic. Acum să ne dăm jos și să cuplăm. Bun, perfect. Ne urcăm înapoi în tractor, băgăm în viteză și să mergem, tată, că nu se mai poate. A, uite. A, uite, băieții, cum stau aici. Au luat și ei, cred, o pauză de masă cât am venit eu aici să tai lemne. Au luat, băieții, o pauză mare de masă. Așa. O, și să mergem și noi la stână. Mă opresc și eu să beau o bericică, că, băi, n-am mai oprit de vreo ceva timp la Nea Basilica acolo, să nu zică că m-am supărat pe el. Bine, da, n-are de ce. Și mă, îți beau bericic de aia cu lămâie la el acolo, cum mă opream de obicei. Da, cam atât a fost, pânilor, și cu acest minunat episod. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să lăsați acolo un mare like, bineînțeles, un subscribe, să ne ajungem peste 30.000 de jupâni pe acest minunat canal de YouTube. Pe data viitoare, vă urez mai bine și noi ne vom revedea, bineînțeles, în următorul episod.